Bala Parkinson, conform statisticilor, ocupă locul 2 ca incidență în rândul bolilor degenerative după Alzheimer. Discutăm astăzi despre această maladie a creierului cu doamna Olga Gavriliuc, medic neurolog. Stimată doamnă doctor, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ați putea să ne spuneți, vă rog, cum poate ști cineva care nu s-a gândit până acum că poate avea Parkinson, că la un moment dat în viață această boală s-ar putea manifesta? Deci, trăsăturile cheie a bolii Parkinson sunt abilitățile motorii afectate. Înseamnă că mișcarea pacientului devine lentă. Termenul medical este bradichinezia sau lentoare mișcării. De obicei, începe cu o mână sau cu un picior, astfel că persoana poate observa că îi vine mai greu să mănânce cu lingura, îi vine mai greu să-și butoneze nasturii cu mâna respectivă sau să se pieptene. Sau poate observa că se împiedică mai des sau ridică mai greu treptele sau pur și simplu în timpul activităților zilnice devine mult mai lent. Tremurul în boala Parkinson este un tremur de repaus. El apare atunci când vă relaxați. Deci când vizionați televizorul sau pur și simplu stați fără ca să faceți ceva cu mâinile sau cu picioarele. Tremorul devine de obicei mai accentuat atunci când persoana este entuziasmată, are emoții, se stresează sau din potrivă este foarte fericită. Tremorul devine atunci mai evident. În afară de aspectele motorii, pacienții mai au câteva simptome care preced simptomele motorii. Apar, adică, mai înainte de acestea. Dintre care sunt tulburările de mișcare în timpul somnului. Adică, de obicei, partenerul de pat ne spune că persoana scoate niște zgomote foarte puternice, strigă, parcă se luptă prin somn. Uneori chiar este violentă și cade din pat. Acesta este o tulburare a somnului rem, noi spunem. Și este un semn foarte specific pentru bolile neurodegenerative, și anume pentru boala Parkinson. Un alt semn este anosmia sau este afectată um, abilitatea de a mirosi. Persoana nu distinge mirosurile foarte bine. Mai sunt și hipotensiunea ortostatică, adică tensiunea arterială scade foarte brusc atunci când pacientul se schimbă din poziție culcată în picioare. Poate să se întâmple foarte urâtă situația când își schimbă poziția și pacientul poate chiar să cadă din cauza că tensiunea a scăzut foarte mult, hipotensiunea ortostatică. Și mai sunt și dereglările psihiatrice, cum sunt anxietatea, depresia, care pot apărea atât înainte, adică preced boala, sau chiar pot să apară în orice moment al bolii. Și toate aceste simptome pe parcursul lor caracterizează imaginea unui pacient cu boala Parkinson care ar trebui ei diagnosticată cât mai de vreme posibil pentru ca să se inițieze un tratament corespunzător. Dar de fapt ce reprezintă această maladie? Dacă am putea să-i dăm o definiție sau este afectat o parte a creierului sau... Deci noi spunem este o maladie degenerativă. Ceea ce înseamnă că niște celule nervoase din creier, adică neuroni, care sunt situați într-o partea anumită a creierului, substanța neagră, ei degenerează. Asta înseamnă că ei mor. Nu știm din ce cauză iată se produce această moarte celulară. Acești neuroni sunt responsabili să producă o substanță care se numește dopamina și care răspunde de mișcare. Ce ce cauzează lipsa acesteia, cauzează simptomele pe care le-am uh, discutat anterior. Deci degenerarea neuronilor dopaminergici, ce îi spunem. În afară de dopamină, mai sunt și alți neurotransmițători care lipsesc la acești pacienți, astfel că circuitele cerebrale nu funcționează așa cum funcționează la un om sănătos. Aceasta este o definiție a bolii Parkinson. Dumneavoastră ne-ați menționat despre um, pierderea mirosului, care este un simptom frecvent și al. Um infecții cu COVID-19. Putem să facem aici o legătură între aceste două maladii? Există o corelație sau deci, ar putea COVID-19 să ducă la Parkinson? Deci, întrebarea este foarte actuală. Noi, cei care ne ocupăm cu tulburările de mișcare, din start ne-am alertat atunci când am observat că pacienții cu COVID, infectați COVID-19 dezvoltă foarte frecvent acest simptom, anosmia sau tulburarea, afectarea mirosului. Da? Și din cauza asta s-au făcut deja mai multe încercări de a găsi o explicație, totuși nu avem o explicație clară. Însă, deja, din păcate, sunt publicate câteva cazuri în diferite locuri ale lumii, în diferite spitale, a câtorva pacienți care au dezvoltat subit boală Parkinson post-COVID-19. Deci, sunt puține cazuri, dar dacă această cauzalitate se va dovedi a fi reală, putem să spunem că ne aflăm în faza unei epidemii de boală Parkinson în viitor. Asta este grav. Sperăm, suntem optimiști, sperăm să nu fie așa, totuși trebuie să treacă un pic timp ca să înțelegem mai exact cum funcționează și care este cauza acestei. Se zice că pocnitul degetelor ar duce la boala Parkinson. Este adevărat? Deci, acest trosnit al degetelor nu doar la noi în popor, de fapt, este o, zic o zicătoare, sau se zice așa, în mai multe părți ale lumii. Și din cauza asta, oamenii de știință chiar au făcut uh, și niște studii în privința aceasta care au arătat că nu este afectat uh, nici, nu apare acea osteoartroză, care mulți spun că apare, se deformează de nu apare după la persoanele care pocnesc mai mult tremurul. Teoria mea este că acest tic, pentru că este un tic până la urmă. Oamenii fac asta când sunt nervoși sau când sunt distrați, pentru că foarte frecvent la copii, la adolescenți observați. Eu consider că este un, un sunet un pic deranjant pentru publicul din jur și respectiv se face așa o aluzie că uite, nu fa asta că ai să termini rău, ca să pur și simplu să oprească deranjul mm -hmm. probabil. Este un mit. Da, este un mit cu siguranță. Dar care de fapt sunt factorii care ar putea declanșa boala Parkinson? Deci cel mai mare factor de risc pentru boala Parkinson este vârsta. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât mai mult avem riscul de a dezvolta boala Parkinson. Bărbații sunt mai des afectați decât femeile. Mai sunt un grup de persoane care cumva ar fi la un, un risc sporit și aceștia sunt cei care lucrează cu pesticidele, adică cu substanțe chimice în doze mari, sau să zicem așa, otrăvitoare, sunt persoanele care lucrează de obicei în agricultură sau în creșterea animalelor, dar și alte tipuri de substanțe chimice care este dovedit că ei anume contribuie la toxicitatea neuronală, adică contribuie la această moarte celulară, acestea fiind foarte des, de exemplu, triclorietilena, care se folosește în curățătoriile chimice. Da? Mm -hmm. Deci, pentru noi, cei care ne spălăm poate odată la câteva timp nu este un risc, totuși reprezintă un risc pentru curățătoria chimică, persoanele care vor lucra, lucrează, lucrează zi de zi, deci acolo. Și în țările mai dezvoltate, deci, deja foarte mulți au trecut la substanțe organice sau biologice pentru curățătoriile chimice. La noi încă nu am observat să fie cineva care se ocupă, dar cred că ar fi... O o soluție bună pentru problema aceasta. Dar factorul genetic nu are deci, Din 100 de persoane, cam 10 pacienți ar avea Parkinson genetic determinat, adică o structură clară, o afectare clară genetică. De obicei, acești pacienți în familie au o rudă de sânge de gradul 1 afectată, adică soră sau frate sau mamă sau tată. Dacă cineva, deseori avem pacienți care vin la noi și zic, Uite, eu am avut o stră bunică sau o mătușă din. Poate fi genetic, probabil că nu. Totuși da, este o predispoziție genetică, să zicem, când este o predispoziție genetică, plus niște factori de risc, care am menționat anterior, da, probabil, dar nu este un patern clar de transmitere genetică decât în câteva procente, în numai mult de 10% din pacienți. Ce tratamente se recomandă în cazul bolii Parkinson? Deci tratamentul bolii Parkinson este nevoie de substituția substanței care lipsește. În primul rând, substituția dopaminei. Și standardul de aur, descoperit în 1960, a fost o revoluție foarte mare, este levodopa. Levodopa se conține în Republica Moldova în multe preparate care pacienții le au. Este un preparat universal și este primul de primă linie, de primă intenție, utilizat pentru tratamentul bolii Parkinson. Mai sunt și alte grupe medicamentoase care, din păcate, la noi, în Moldova, nu sunt achitate de stat sau nu sunt asigurate de stat, respectiv sunt destul de costisitoare, dar în combinație sau singure sau pot ne pot ajuta în tratarea simptomelor bolii Parkinson. Deci aici este important să menționez că noi nu avem o vindecare din păcate da, pentru boala Parkinson. Deci tratamentul care îl avem disponibil Menținere. este un, exact, este un tratament pentru menținerea simptomelor. Nu este un tratament care vindecă boala. Totuși ne bucurăm că este o îmbunătățire dramatică la mulți dintre pacienți și din cauza asta și este foarte benefic ca pacientul să se adreseze la timp pentru că există un tratament simptomatic care destul de mult timp este eficient. Deci, desigur, pentru că nu o persoană devine foarte lentă, se zice că Ei, e bătrână deja, tătuca ce acolo are 70 de ani, cum vrei să fie el rapid? Totuși, eu cred că fiecare pacient cât de bătrân ar fi, ar putea beneficia uh, într-o oarecare măsură de un tratament de substituție care este asigurat de stat, care este uh, eficient. Uh, din activitatea dumneavoastră Ați observat, există, care este rata incidenței la noi în Republica Moldova? Există mulți pacienți bolnavi de această boală? Deci, din păcate, nu avem un studiu epidemiologic clar care să ne indice un număr exact. Totuși, în 2016, în revista The Lancet, o revistă internațională care a analizat situația bolilor neurologice pe tot globul, inclusiv și în Republica Moldova, la moment, în anul 2016, ei publicaseră că Moldova ar fi fost în jur de 6000 de persoane cu boala Parkinson. În realitate, noi știm că avem uh, mai mulți pacienți pentru că um, odată, deci să extrapolând datele populaționale, putem să calculăm aproximativ și noi știm că avem undeva 8-9000 de pacienți la moment în Republica Moldova cu boala Parkinson, care din motive anume nu se adresează și nu sunt înregistrați ah, ca pacienți cu boala Parkinson. Poate că din cauza că sunt, se tem de să nu fie stigmatizați sau pur și simplu nu sunt diagnosticați corect sau nu se adresează la doctor. Deci, dar numărul, din păcate, este în creștere. Și la ce complicații poate duce această maladie dacă pacientul nu se adresează la doctor, nu nu folosește medicamente. Deci, toate aceste simptome care le-am descris anterior, ele cu timpul devin tot mai accentuate. Aceste mișcare devine foarte lentă. În afară de acest, pacientul foarte des are riscul să cadă pentru că se împiedică să se traumeze, frecvent, să se traumeze și respectiv traumele, fracturile Imobilizează pacientul, aceasta duce la alte probleme, precum sunt pneumonia, care pentru un pacient cu boală Parkinson se rezolvă mult mai greu decât pentru un pacient obișnuit. Adică, de șase ori mai grav este o pneumonie la un pacient cu boală Parkinson. În afară de aceasta, pacienții cu timpul au probleme cognitive dezvoltă o așa numită, la început, niște tulburări cognitive minore, în timp ele devin mult mai grave, chiar până la dezvoltarea demenței. La, da, asta și vrea să vă întreb. Adică, boala Parkinson este legată, adică omul este în toate facultățile mentale, este afectat doar mișcările și de coordonare, sau. Deci, nu, spuneți e... că, în urma complicațiilor, poate să ducă la demență. Deci, da? chiar și cu un tratament adecvat demența sau tulburările cognitive, ele pot apărea. Pe, sunt foarte multe tipuri de pacienți cu boala Parkinson. Deci, câți pacienți, atâția tipuri. Nu toți sunt exact la fel. Unii pot să dezvolte um, o cogniție afectată în stadiile primare ale bolii. Și asta sunt de obicei pacienții care nu tremură la dânsii mai frecvent ne așteptăm să aibă o demență mai repede. Totuși sunt pacienți care după 20 de ani de boală nu prezintă tulburări cognitive. Este foarte, foarte variabil și cred că contează și anterior cu, cu ce s-a ocupat persoana, cât de mult are grijă de creierul său și nu doar boala Parkinson este responsabilă pentru demența la această vârstă, pentru că noi știm că după vârsta de 60 de ani, deja fiecare om are un risc foarte mare pentru Alzheimer, pentru o demență vasculară, pentru alte tipuri de demență. Ați întâlnit în activitatea dumneavoastră și pacienți tineri care suferă de această boală? Da, din păcate, boala Parkinson apare și la pacienții chiar de 3 ani. Am văzut cel mai mic pacient care l-am văzut, din păcate. Totuși, este foarte și foarte rară în rândul adulților, să zic așa, sub 50 de ani, unul din 100 de mii de persoane ar putea avea Parkinson. După 60 de ani, deja avem unul din 100 de persoane. Adică odată cu vârsta, prevalența crește considerabil. După 70 de ani, unul din 50 de persoane a unui unul din 50 de persoane are Parkinson. Dar dacă tratamentul este corect, se îmbunătățesc, se ameliorează simptomele, persoana nu are nevoie ca cineva să aibă grijă de ea sau să o întrețină? Sau ce deci reprezintă... cum de obicei are loc evoluția bolii? Deci, iarăși, vreau să zic că ea este foarte diferită, totuși, așa, în mediu, să zic, când pacientul începe, începe tratamentul, are o perioadă care noi spunem honeymoon adică luna de miere, care durează aproximativ 4-5 luni, chiar până la 7-8 ani durează. Deci, simptomele sunt foarte, în foarte timp. bine. Deci, Na, zic în timp. Se... Da, deci se... când pacientul este lent, tremur, are alte probleme și noi începem tratamentul și el are o evoluție foarte bună. Adică, practic, el se întoarce la viața lui obișnuită de până la boală. Și asta durează, de obicei, o perioadă de la 2 la 7 ani, să zic așa. După care încep alte complicații. Din păcate, în Republica Moldova noi pe acești pacienți care sunt mai avansați, deja după 70 zece ani de boală, în țările mai dezvoltate, de exemplu în Germania, unde am avut ocazia să, să învăț timp de un an într-o clinică de boală Parkinson, există multe metode pentru Parkinson avansat. Metode chirurgicale, cum este stimularea cerebrală profundă, care oferă pacientului a doua lună de mere, să zică, adică prim, primii șapte ani este ok cu medicamente, după asta ori se trece la chirurgia bolii Parkinson, care la fel ameliorează foarte frumos uh, uh, simptomele la mare majoritatea pacienților. Și mai sunt și alte metode, cum sunt uh, terapiile prin pompă, adică dacă noi nu dăm uh, medicamentul prin. Uh, nu forma tabletată, ci îl injectăm pacientului ori printr-o pompă care merge direct în stomac, ori prin niște injecții subcutanate. Adică, și iarăși, în dependență de pacient, el este ok 5-7 ani. După asta, unii pacienți încep a deveni mai dependenți, să zic așa, de, de cineva. Și E foarte important, de fapt, în tratamentul bolii Parkinson să vorbim anume cu o persoană care are grijă de pacient. Nu pentru că să ne spună, dar pentru că ea, de obicei, este cea care este cea mai mult afectată și noi nu cunoaștem. Pentru că un pacient exact. trebuie mereu să ia medicație, are probleme de diferit gen. Noaptea doarme mai prost decât o persoană, ai vrea să zic așa. Și dacă persoana de alături nu este ok, adică are problemele ei și respectiv pacientul va suferi foarte mult, putem noi să ne străduim cât de mult am vrea, totuși nu să avem un rezultat ca doctor. Din cauza asta ar fi preferabil întotdeauna să acordăm pacientului un tratament complex, să ne gândim la pacient ca la o persoană. Cum își petrece ziua. Ce face? Cine are grijă de el? Poate are nevoie de o discuție cu un psiholog pentru ca să-și rezolve problemele. Poate este nevoie de un logoped pentru că pacienții au și probleme de vorbire odată cu evoluția bolii. Da. Deseori, o echipă care pur și simplu îl încurajează sau pacientul are cui să se adreseze, nu în fiecare zi, dar odată la ceva timp are rezultate formidabile pentru pacienți în comparație cu cei care iau cel mai bun tratament, dar nu este abordat cumva așa mai personal. Um, ați putea să ne spuneți sau să oferiți niște sfaturi, niște recomandări pentru ascultătorii noștri? Cum putem preveni această boală? Deci, Primul meu sfat și demonstrat în studii, în numeroase studii și trialuri clinice, este să rămânem activi întotdeauna. Deci să ne începem viața activă, în primul rând. Să ne stimulăm activitatea fizică, vorbesc în primul rând, din copilărie și aceasta se continue. Nu să rămână doar la educația fizică din școală și cu asta s-a terminat. Deci este bine întotdeauna să se mențină o formă fizică acceptabilă, să zic, 30 de minute de exerciții fizice pe zi sunt suficiente de obicei pentru o persoană. În afară de asta, alimentația foarte mult contează și chiar recent a fost publicat un studiu foarte mare în care s-a observat că femeile, după vârsta medie, care respectă o dietă mediteraneană, dieta mediteraneană fiind cu una cu multe legume, fructe, nuci, uleiuri, uleiul de măsline în special, deci Scade riscul bolii Parkinson cu până la 46%. Adică, yeah. luate toate acestea, un complex, o viață echilibrată, activă. Și activă, și nu doar fizic, dar și social, cu interese, hobby creativitatea foarte mult contează la orice om, deci nu la doar la cei care vor să prevină boala Parkinson. S-a demonstrat că persoanele mai creative foarte rar suferă de boala Parkinson, adică pictorii sau. Da. Este mai mult mai, mai rar. Adică ei folosesc și alte părți ale creierului, cumva, care compensează acest deficit sau zic. Este neclar la moment, dar totuși asta este cunoscut. Deci. Dar iată, acum cu pandemia aceasta și cu izolarea, cum credeți? izolarea adică de societate, de prieteni, de oameni dragi, asta ar putea să influențeze? Cumva? Asta, da, asta influențează și influențează foarte mult partea afectivă, adică multe persoane, din păcate, devin um, depresive După, nu din și boala se agravează pe fondalul depresiei, nu din cauza um, că s-a asociat un COVID sau ceva, Suferă mai mult de izolare. De... Exact. Izolarea cauzează depresie. Depresia întotdeauna ne acutizează toate bolile cronice și este o problemă. Este o problemă foarte mare care trebuie cumva rezolvată. Din păcate nu avem alte țări și au instalat o telemedicină acum, la moment da. foarte ok, care permite pacientului întotdeauna să se adreseze medicului. Chiar cumva. și în România am văzut. da. Exact, da. Adică sau recurs deja la metode de, pentru că este clar că această pandemie din păcate nu se va termina nici mâine și nici poate în 2021 trebuie să recurgem și să nu uităm că există boala Parkinson, trebuie să ne adresăm chiar dacă este frica asta mare, trebuie oricum să ne ajustăm tratamentul, să discutăm cu un doctor, să da, pe lângă mergem COVID mai, mai avem și alte boli. Exact, exact. Din păcate, situația este tristă la moment. Stimată doamnă doctor, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite și vă mai așteptăm cu drag la noi. Vă mulțumesc și eu foarte mult și am să vin cu mare plăcere oricând. Mulțumesc. Dragi prieteni, am discutat astăzi despre maladia creierului, despre boala Parkinson cu doamna Olga Gavriliuc, medic neurolog. Sperăm că informațiile oferite au fost utile pentru dumneavoastră. Vă aștept cu drag și data viitoare. Aveți grijă de sănătate!